Domnule Ion Sturza, poftim. Da, ascultam pe domnul Cristea și mă gândeam că este un progres pozitiv în discursul lui în Republica Moldova față de fostul forum, când ne compara cu un aparat de jocuri unde Uniunea Europeană aruncă monede și nu are niciun câștig. Se pare că la Bruxelles l-au deșifrat algoritmul Republica Moldova și cheia succesului sunt condiționalitățile. Este foarte mult optimism în ultimele zile la Chișinău, în spațiu public și în speță în zona guvernamentală după parteneriatul estic și tratativele sau discuțiile pe diferentul transnistrian de la Viena. Un lucru pozitiv care l-aș împărtăși și eu, dacă n-aș vedea într-o parte și un pic de îngrijorare a unei alte părți a societății care pe bune își pune întrebarea, dar dacă Uniunea Europeană transformă acordul de asociere dintr-o declarație, într-o anticameră a Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Dar dacă pe bune se începe un proces de reintegrare a Transnistriei, ce se va întâmpla? Și cred că și această parte a societății are dreptul să pună aceste întrebări. În luarea mea de cuvânt la începutul forumului, vorbeam despre proiectul de țară care pentru mine ar fi proiectul de integrare, generic vorbind, bineînțeles, integrare europeană. Trebuie să fim sinceri și, în primul rând, în fața noastră, atunci când vorbim despre proiect de țară, pentru că sunt multitudini, multiple proiecte de țară astăzi în mica noastră societate moldovenească. Pentru unii ar fi o cooperare mai strânsă sau chiar integrarea într-un spațiu euro-asiatic, deși sună bizar asiatic. Pentru unii ar fi reintegrarea cu România, eu prefer să folosesc cuvântul reintegrare decât unirea cu România, iar pentru unii ar fi acest proiect de țară, consolidarea statalității pe unicitatea moldovenească. Cred că înainte de a ne așeza la masa boierilor, trebuie să depistăm starea aceasta de apatie și sărăcie. Ca să valorăm ceva atunci când avem aceste aspirații de integrare. Și pentru noi ar fi să avem ambiția să ne modernizăm țara după standardele europene, să nu inventăm nicio unicitate. Criteriile de la Copenhaga ar fi să fie partea Constituției noastre, domnului președinte, și aici sunt de acord cu această inițiativă de a avea un mesaj politic mai fundamental atunci când vorbim despre modelul nostru de dezvoltare. Până la urmă, noi vrem o țară democratică, prosperă, o economie liberă, bazată pe principiile economiei de piață și, bineînțeles, respectarea legii și drepturilor fundamentale ale omului. Suntem noi astăzi un vecin nesăbuit sau un vecin dorit pentru un proces pe bune de integrare Uniunea Europeană. Trebuie să o spunem sincer. Eu cred că astăzi, chiar dacă o parte din mesajul nostru va fi dispersat în spațiu public de mass media, totuși în sală avem o concentrație de inteligență să înțelegem și să spunem lucrurilor pe nume. Astăzi nimeni din Uniunea Europeană nici nu vrea să pună pe agendă o eventuală aderare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și nu numai din considerente de lipsă de performanță sau de adeziune față de valori ale Republicii Moldova. Problemele sunt în interiorul Uniunii Europene. Este o mare diferență din entuziasmul de la primul summit a partenerului estic din 2009, și o să spun ceva și pe această temă mai jos, și ceea ce se întâmplă astăzi în Uniunea Europeană propriu-zis. O criză profundă de identitate care s-a amplificat după anul 2009, care s-a început ca o criză financiară, economică și a
nu știu, a datoriilor suverane, care s-a amplificat odată cu criza din Siria, migrația. A venit 2013, mega criza și tragedia din Ucraina, cu anexia Crimeei și Donbasul. A venit Brexitul și pe deasupra încă și-a fost ales Trump președintele Statelor Unite ale Americii. Un european nu este capabil să gestioneze atâtea crize și, bineînțeles, să-și pune prioritățile sale. Astăzi a vorbi în interiorul Uniunii Europene cu societatea, cu opinia publică despre integrarea sau extinderea Uniunii Europene ar fi un act de sinucidere politică pentru orice politician. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim pesimiști, poate că odată cu revenirea creșterii economice și prosperității europene, se va schimba și opinia publică și va fi retrogradați toți politicienii populiști care astăzi mai bântuie sfera politică europeană. Deci, să revenim la evenimentul din ultimele zile care a fost mediatizat pe larg în țările noastre, summitul Parteneriatul Estic, și practic n-a fost observat la nivel european. Eu vreau să vă aduc aminte de cine au fost părinții fondatori acestui inițiative de parteneriat estic. Și aici cred că domnul Cristea a făcut o intervenție excepțională care trebuie să o luăm noi în considerație, că parteneriatul de vecinătate nu e numai Moldova și Ucraina. Asta e și țările din Sud, și Tunisia, și Libia, și alte țări, pentru că țările din Sud, pentru radarul lor și agenda lor, Republica Moldova, Ucraina sau Belarus, practic nu există. Deci, membrii sau părinții fondatori acestui parteneriat estic în 2009 a fost Carl Bildt, pe atunci ministrul de externe al Suediei, și Sikorski, ministrul de externe al Poloniei. Critici destul de consecvența Federației Ruse, care vedeau, și asta vă spun din discuțiile mele cu ambii și în special cu Carl Bildt, vedeau acest parteneriat este ca o nouă cortină de divizare, de fapt, între Est și Vest, un fel de ring de prieteni, de la Belarusia până la Azerbaijan, din criteriile de superioritate în dialogul cu Federația Rusă. Ce a ieșit, s-a văzut. Nu mai avem astăzi atât de mulți entuziaști nici în interiorul Uniunii Europene, nici atât de mulți avocați care ar mai avea curajul să atragă atenția și să fie în favoarea unui dialog și a alocării de resurse masive pentru această regiune, și asta este, din păcate, o realitate la care noi trebuie să ne gândim. Nu mai suntem noi buricul pământului și agenda prioritară a Uniunii Europene. Trebuie să conștientizăm că, din păcate, astăzi noi, în comparație chiar și cu 2013, trăim în cu tot o altă lume dominată de alte interese și alte priorități, inclusiv la nivel de Uniune Europeană. Ultimul summit ne-a întors totuși la realități, lucru care noi trebuie să fim sinceri și transparenți atunci când punem în discuție relațiile noastre cu Uniunea Europeană. Sunt absolut convins că dacă noi nu ne facem tema pe acasă și nu devenim noi furnizori de stabilitate și securitate pentru Uniunea Europeană, nu vom avea un parcurs de succes cu relațiile noastre cu Uniunea Europeană. Din păcate, Republica Moldova rămâne în continuare o stație terminus a Uniunii Sovietice, chiar și din considerente de structură economică și logistică. Așa a fost construit sistemul economic și de infrastructură în timpul sovietic, aici era ultima stație. Și când vorbim de sistemul de transport energie, transport fizic și alte lucruri. Deci geografia în continuare
Și infrastructura sovietică veche ne joacă festa în integrarea noastră fizică cu Uniunea Europeană. Vorbim foarte mult și ne mulțumim, în cazul dat eu ca moldovean, le mulțumesc fraților noștri de peste Prot, pentru inițiativele fabuloase de integrare a sistemelor energetice, dar s-a făcut too little. Și aceea că noi astăzi avem o conductă care, de gaz care de fapt nu este funcțională la Ungheni și nu avem astăzi o interconectare pe bune cu sistemul de gaze național. Că până acum nu avem un studiu de fezabilitate pentru interconectarea sistemelor energetice, deci vă spun încă o dată că sunt absolut fezabile din punct de vedere economic, este pur și simplu o aberație. Că noi astăzi nu avem, că schimbăm roțile la trenuri și le vom schimba în continuare datorită unui nou și gigantic program de remodernizare a căii ferate moldovenești, care presupune să cumpărăm în continuare locomotivele de la Iaroslav. Este sad. Haideți să facem și ca podurile acestea fizice, să schimbăm stația terminus a Uniunii Sovietice, Republica Moldova, să fie stația terminus a Uniunii Europene. Și ultimul lucru care este bazat pe citatele care le-au spus antevorbitorii mei despre dreptul suveran, apropo, domnul ministru a accentuat lucrul acesta, dreptul suveran al Republicii Moldova de a-și adjudica un anumit nivel de relații cu Uniunea Europeană. Lucru care cred că a fost întâmpinat cu mult entuziasm și aplauze la Chișinău, acest cuvânt cheie, dreptul suveran. Dar acest drept îl recunosc și cred că este absolut corect, dreptul nostru suveran de a ne aprecia cu nivelul de integrare europeană și relații noastre cu Europeană, dar vă rog, haideți să avem ambiții, să nu fim mediocri în acest drept. Domnule Sturza.